din nefericire, starea generală de sănătate a ajuns să fie în zilele noastre pe un plan îndepărtat ca prioritate. Nu sunt puțini cei care ajung să apeleze la medic abia după ce au simptome de boală, dureri și tot felul de neplăceri. Conform știri.fresh24.ro, trebuie să știi că analizele medicale anuale sunt gratuite. Pentru a beneficia de setul de analize gratuite, trebuie să mergi la medicul de familie care îți va elibera un bilet de trimitere. Cu acesta mergi la clinica unde se recoltează probe pentru analize și unde ți se va spune în cât timp vin rezultatele. Este important de precizat că investigațiile medicale anuale se fac în funcție de vârstă. Între 0 și 18 ani se fac următoarele analize: hemograma, sumarul de urină, urocultura, radiografia pulmonară, consult ORL, exudat faringian și nazal, ionogramă, sidermie. Între 18 și 39 de ani sunt indicate următoarele investigații: hemoleucograma, glicemie, VSH, profil al grăsimilor, uree, creatină, sidermie, calciu, magneziu, sumar de urină. Se fac teste pentru depistare a bolilor cu transmitere sexuală, ecografie abdominală, măsurarea tensiunii arteriale, EKG, examen stomatologic, dermatologic și oftalmologic, testarea auzului. Femeilor le sunt recomandate și efectuarea controlului ginecologic, analiza secreților vaginale, testare Babeș Papa Nicolau, ecografia de sân. Cei cu vârste cuprinse între 40-49 de ani trebuie să facă următoarele analize: hemoleucogramă, glicemie, VSH, profil al grăsimilor, uree, creatină, sidermie, calciu, magneziu, sumar de urină, TSH și FT4, proteina C reactivă. De asemenea, această categorie de vârstă este vizată de ecografia abdominală și colonoscopie, examen stomatologic, dermatologic și oftalmologic. Foarte importantă este măsurarea tensiunii arteriale și electrocardiograma EKG. Femeilor le sunt indicate și efectuarea controlului ginecologic, analiza secreților vaginale, testarea Babeș Papa Nicolau și mamografia. Bărbaților le este recomandat efectuarea PSA, analize medicale pentru cei de peste 50 de ani, hemoleucogramă, glicemie, VSH, uree, creatină, sidermie, calciu, magneziu, sumar de urină, proteina C reactivă. Colonoscopia este o investigație recomandată odată la 10 ani. Cei care au antecedente în familie cu cancer colorectal trebuie să efectueze o colonoscopie odată la 5 ani. Se fac de asemenea teste oftalmologice, mamografia și măsurarea densității osoase. Atât la femei cât și la bărbați, profil hormonal sexual, estrogen, progesteron, testosteron, hemograma completă, panoul de lipide, colesterol și trigliceride. Totodată sunt indicate testele legate de funcția tiroidiană, TSH, T3 și FT4, teste legate de nivelul de vitamina B12, hemoglobină glicată și nivelul insulinei. Peste 60 de ani, hemoleucogramă, glicemie, VSH, uree, creatină, fier, calciu, magneziu, potasiu, proteina C reactivă, sumar de urină, urocultură, colonoscopia odată la 5 ani, teste oftalmologice, mamografia și măsurarea densității osoase, hemoleucograma completă, panoul de lipide. Se fac teste legate de funcția tiroidiană, de nivelul de vitamina B12 și vitamina D, hemoglobină glicată și nivelul insulinei, relatează știri.fresh24.ro.